Mulți preferă să-și petreacă sărbătorile pascale departe de casă, într-o vacanță bine meritată. Și în acest an, pensiunile din mediul rural sunt foarte căutate, operatorii anunțând că nu mai există locuri de cazare pe Valea Prahovei, Bucovina sau Maramureș. Reprezentanții patronatelor din turism anunță că foarte mulți români și-au făcut rezervări încă de la începutul anului. În ceea ce privește tarifele, un pachet cu trei nopți cazare la un hotel de trei stele de pe Valea Prahovei, cu demi-pensiune și masă festivă de Paște, costă 1250 de lei. Cei mai mulți români petrec Paștele în România. Sunt foarte căutate pensiunile din Rucărbran, Valea Prahovei, sunt ocupate toate, unele încă din ianuarie. De asemenea, cele din nordul Moldovei sunt rezervate de mult. Pe litoral sunt deschise mai câteva hoteluri. Și stațiunile Balneo au căutare, de exemplu Băile Felix fiind o destinație foarte vândută. Astfel se mândresc oficialii din turismul intern. Se vinde ce este bun și ieftin, dar și locurile foarte scumpe. Problema fiind la ofertele medii. Agențiile de turism au însă o ofertă pentru perioada de Paște și destinații externe, precum Bulgaria, Grecia, Portugalia, ori croaziere pe Mediterană sau vacanțe exotice în Dubai sau Zanzibar. Majoritatea românilor aleg să petreacă în stil tradițional astfel că turismul rural este cel mai căutat. Este practic o sărbătoare de reîntoarcere la tradiții. Cu toate acestea, condițiile de cazare nu sunt mereu la nivelul anunțat prin reclame, cât despre produsele trâmbițate ca fiind tradiționale, trebuie avut mare grijă de unde și mai ales de la cine le consumați.